Bună, Simona! Bună, Ciuciana! Haideți să recapitulăm și noi ceva, că se apropie examenul final și m-am gândit că ar trebui să mai învățăm și noi câte ceva, că în curând o să avem... Ar fi o idee chiar bună, chiar vreau să te rog dacă poți să mai îmi explici și mie odată avantajele, că nu le-am înțeles. Da, cu cea mai mare plăcere. Mai întâi să luăm o fașă. Se începe mai întâi cu tură de fixare, cu răsfrângerea colțului liber. Sensul circulației venoase. Așa, acesta exemplu care mi-l arăți este circular, nu? Da, circular. Sunt mai multe feluri de bandaj, de exemplu, sub formă de spică. Evantai 8. Evantai 8. Da, da. Da, este destul de ușor, nu e chiar așa complicat. Nu, stai liniștită, poți să fie bine. Sper să mă descurc la examen, să nu uit până atunci. Îți mulțumesc foarte mult! Cu plăcere! Bună, Ionela! Bună, Ionela! Ai emoții pentru examen, că se apropie? Da. Știi tot? Vrei să-ți mai arăt eu ceva? Da, aș dori injecția subcutanată, dacă o stăpânești foarte bine. Da, eu o știu. Ia loc pe pași. Știi ce materiale trebuie pregătite? Da. Setting-ul, tăbiță renală, tampoane echipată, mibate în alcool. Da, și era cam atât. Cam atât. Poziția... Da, se evașează bolnavul cu mâna pe șold. Se face pe fața externă a brațului, se efectuează un pliu. Întâi se dezinfectează. Da. Se aspiră aerul ca să nu intră într-un vas de sânge și se aplică deasupra un tampon cu vată și se scoate acul. Ține tu aici. Mulțumesc mult. Știi ce materiale sunt necesare? Da, seringă de 2 ml, de 2 ml, citrat de sodiu, tămiță renală, tampoane imbibate cu alcool și aleză, garo. Știi unde să decontează? Da. Unde? La plica cotului. Unde se formează emul venos. Da. Așa. Să începem. Să spui dacă sunt tare. Te vedem unde găsesc. Uite aici. Se dezinfectează. Începem mult mai tare. Am aspirat, am tras în seringă 1,4 litri de citrat de sodiu. Ținem apă cu amon în sus și gradația în sus. Doare? Să tragem 2 ml, până 1,6, până să țin 2. Și acum... Mulțumesc frumos, nu? Văd că te-ai descurcat de da. Mulțumesc frumos! Plăcere!